Ca în fiecare an, noi pe data de 24 ianuarie avem simpozionul cu lansarea campaniei de iarnă-primăvară 2024, care va fi la Hanu Ampuții, deci cum spuneam, pe 24 la ora 11. Și cu această ocazie invit pe toți cei interesați să participe. Practic, vom prezenta exact oferta noastră. Vom continua să furnizăm producătorilor agricoli de la motorină, îngrășăminte, pesticide, semințe, piese de schimb, cu plata la recoltare. Practic, în acest an vom face o analiză mai serioasă împreună cu producătorii agricole, în așa fel încât să nu intrăm nici noi, nici ei într-o incapacitate de plată. Este foarte ușor la cheltuielile care se fac acum, dacă nu-ți calculezi foarte bine ceea ce ai de gând să faci, te trezești, mai ales că noi nu avem în cultura mare, deci în afară, dacă vorbim de seclă zahăr, unde sunt niște contracte cu prețuri prestabilite, în rest nu există niciun preț prestabilit la contract și atunci, practic, faci niște cheltuieli și te trezești exact ce s-a întâmplat în anul 2023, că cheltui 50-60 de milioane de hectare și obții 20-30, maxim 40, deci cu niște pierderi de la 20 la 30 de milioane pe hectare, ești din start falimentar.